Pacienții care au diferite forme de cancer vor putea avea acces mai ușor la investigații de tip PET-CT de la 1 iunie. Nu va mai fi necesară aprobarea comisiei de experți de la nivelul CNAS pentru efectuarea acestei investigații, care este cea mai avansată tehnică de medicină nucleară. Este de mare ajutor în diagnosticarea din vreme a diferitelor tipuri de tumori și în localizarea și stabilirea stadiului acestora. Din păcate însă există numai 6 astfel de aparate în tot atâtea spitale de stat din România, astfel încât există listă de așteptare. La Spitalul Victor Babeș din Timișoara este unul dintre cele 6 aparate PET-CT. Celelalte din sistemul de stat sunt la Institutul Regional de Oncologie Iași, la Spitalul Militar din Capitală, Spitalul Sfântul Ioan cel Nou Suceava, Spitalul Clinic Colentina și Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați. PET-CT este în acest moment cea mai avansată tehnică de medicină nucleară, care oferă informații rapide și complete legate de localizarea formațiunilor tumorale și de stadiul acestora. Medicii pot urmări și eficiența tratamentului. Este invitat în camera de injectare, unde se administrează sub forma unei perfuzii această substanță radioactivă, FDG-ul, și urmează o perioadă de așteptare undeva între 30 de minute și o oră. Ulterior, pacientul este adus în camera de examinare, este întins pe masă și, în mod normal, seamănă ca și o investigație CT uzuală, doar că imaginile vor fi atât de tip CT, cât și această mapă de activitate metabolică de tip FDG după injectare, care se suprapune peste analiza morfologică inițială. Și la Institutul Regional de Oncologie Iași există un aparat PET-CT. Anul acesta au fost făcute aici 70 de astfel de investigații pe lună. Sunt multe patologii care au nevoie de această alternativă diagnostică. În principal sunt cancerele cu prognostic prost, cancer de esofag, de pancreas, de stomac, care au nevoie de PET-CT la momentul diagnosticului pentru a nu supune pacientul unor intervenții chirurgicale într-o oarecare măsură nejustificate. Va fi necesar doar întocmirea unui dosar care să demonstreze că PET-CT-ul a fost recomandat corect și respectând regulile casei de asigurări. Ceea ce va face ca pacienții, probabil aceiași sau poate puțin mai mult, să beneficieze mai repede. Până acum se aștepta întrunirea unei comisii care se întâmpla lunar, se aștepta depunerea dosarului, aprobarea și după aceea planificarea pentru examinare. Medicul curant al pacientului, medicul oncolog, medicul hematolog. Înșiși sunt cei care girează toată evoluția, tratamentul, radializarea. Noua reglementare asigură acces mai ușor la acest tip de investigație de înaltă performanță, însă există prea puține astfel de aparate în spitalele de stat, 6 la număr, astfel încât medicii lucrează la capacitate maximă. Nici medici de medicină nucleară nu avem suficienți. Alte 10 aparate PET-CT sunt în spitalele private.